imagini pentru a sugera importanța. Nu vrem să facem nicio colonie mai frumoasă imediat. Nu se pune problema, că nu mai chem ceva care există. Încercăm să punem sămânța unei lumi coerente pe o altă bază cognitivă. Chiar dacă apare utopic, încercăm să creăm o sinteză între disciplinele actuale, într-o abordare transdisciplinară, în sensul lui Bătrân Nicolescu, dar pentru asta trebuie să începem să metabolizăm încet conceptele date de paradigma complexității, care este măcar un exercițiu de centrare. Nu este obligatoriu un exercițiu de aplicație imediată. Vă duceam aminte de, iarăși ca sinteză de data trecută, că există o zonă în care ecuațiile diferențiale clasice pot evolua fără probleme, este zona, în general, ordonată, în care predicția o pot face fără niciun fel de problemă, soluțiile există și cât există se pot determina exact. Există o zonă statistică în care sensibilitatea la condiția inițială este așa de mare încât reproductibilitatea este foarte mică. Deci, cu alte cuvinte, am probleme legate de o căutare a unor valori medii cel mult. Deci este foarte importantă zona de aici, pentru că avem o gândire bine structurată. Deci avem două extreme. Ceva foarte stabil și ceva foarte instabil. Pentru care am și generat un fel de hibrid de ecuații integro-diferențiale stohastice cu care modelăm realitatea conjugătoare. Adică ce facem? Un construct mental, luăm niște ecuații care par să modeleze un fenomen, mai adaug niște termeni stohastici, niște variabile aleatoare acolo ca să dau incertitudine și după aceea văd cum se modifică situația și din când în când are legătură cu realitatea. Păi dacă ne gândim sub forma respectivă că totuși încercăm să să modelăm o realitate în evoluție, la un moment dat, modelul în sine este caduc. Pentru că noi evoluăm și nu stăm pe loc conform modului care el însuși nu evoluează. Deci avem nevoie de niște modele evolutive, cumva, da? Și cumva știința complexității, rețelele neurale, care asta încearcă să facă, să creeze niște modele care evoluează odată cu însă și obiectul observat. Rețeaua neurală nu merge pe formule, ci ea reușește să emuleze echivalentul unor formule în baza datelor care vin. Deci, cu atâta, dacă fluxul de date este bine conturat și bine concentrat și filtrat într-o anumită manieră, vom asista chiar la evoluția aparatului de măsură, care va începe să se apropie și va urmări permanent, cum să spun, evoluția obiectului observat. Asta o facem noi acum cu rețele neurale în zona Vrancea, în principiu, pentru că majoritatea stațiilor de observație, de predicție în zona cutremurilor sunt făcute standard, pe modele de teoria ruperilor, aplicate în focar, pe modele foarte, foarte rudimentare, la port cu faptul că după un cutremur structura e alta și evoluția, sigur, va fi dată factură și, deci, succesiunea de evoluții fac ca acest obiect numit focar și tot ce înseamnă structura de cutremur să fie așa numită geocomplexitate, care, într-un fel sau altul, poate fi valorificată ca să avem și un rezultat de predicție doar cu ajutorul unor tehnici de modelare de stadiu evolutiv. Da? În contextul respectiv a apărut, cum zicea și Șervan, problema legată de pattern, de auto-organizare, auto-similaritate, recursivitate. Au fost discuții cu care, într-un fel sau altul, încercăm să ocupăm această zonă din mijloc, care este, cumva, între ordine și dezordine, o zonă care este așa numită zonă a comportamentului haotic, în care, în principiu, nu ne mai interesează valoarea unui parametru în timp, nu ne mai interesează stabilitatea unui parametru în timp, nu ne interesează soluția finală, ci ne interesează din structura, pattern-ul variațiilor unor parametri în ansamblurilor. Deci că e pattern comportamental, că este pattern al formelor, traiectorilor fumului prin casă, că este pattern-ul modului în care ieșim din camera asta la un moment dat. Orice mișcare de particule care pot genera la un moment dat un tip geometric de pattern. Deci asta ar fi, să zicem, un numitor comun la toate discuțiile legate de știința complexității. Și mai spuneam la sfârșitul dății trecute că, de fapt, elementul principal pentru a defini un comportament haotic este așa numită sensibilitatea la condiții inițiale. Și aici sunt cele două mari diferențe pe care o să le dezvoltăm în continuare între un sistem clasic, celebrul pendul, câte lucruri extraordinare se termină de la radiestezie, apropo de pendul, până la celebrele instrumente de determinare a forțelor colombiene și a altor lucruri extrem de importante din mecanica clasică vis-a-vis de un simplu pendul. Deci un obiect foarte simplu, dar care mintea umană reușește să extragă extrem de multe legi universale. Care este problema? Simplu. Eu, dacă am un singur eveniment, nu pot să spun nimic. De un singur eveniment, e un eveniment. Ne-am obișnuit să găsim cei invarianți într-o lume în fluctuație și ca să găsesc invarianții, trebuie să pot să repet experimentul.
Și repet experimentul, și repet experimentul, și fac o colecție de date de măsură, încercând să țin pe loc ceilalți parametri, și la un moment dat văd că traiectoria este, quasi, urmește o lege, o variație. De exemplu, scoatem pendulul ăsta din poziția de echilibru, îi dăm drumul și el va uita perturbația după aceeași lege. O fac încă o dată și încă o dată și încă o dată și voi vedea, prin statistica aplicată, că este stabilă acea lege. Așa am determinat o lege. De ce? Pentru că mica fluctuație nu o să pot niciodată să-l aduc în aceeași poziție. Din definiție. E oricât extraordinare, mică, oricât de mică. Această, în absența oricăror altor factori, numai această mică eroare nu va modifica. Cel mult va fi simbolic o mică variație în energia sistemului. Dar nici într-un caz nu se va amplifica cumva această mică eroare. În sistemele descoperite de Lorentz prima dată, sistemele neliniare, vedeți aici un produs, de câte ori este la o putere sau un produs de variabile, comportamentul se numește neliniar. Și de câte ori există un comportament neliniar, fenomenul modelat de un fenomen neliniar are această proprietate. Ca micile fluctuații să fie sensibile, să ducă la traiectorii diferite. De exemplu, aceasta, în principiu, aici traiectoria ar fi legată de această mișcare. Aici e echivalent sistemul acesta prin unii variabile la această comportare. Dau drumul din nou ca să fac al doilea experiment, să văd dacă se repetă și cât de stabil este acest comportament, numai că fără să vreau nu o să pot să reproduc exact la fel. Și o să fie o mică eroare. Eroarea poate să fie 1 la milion. 1 la 1000. Deci eroarea poate să fie extrem de mică. Se constată că în timp, după cum veți remarca și aici, există o parte în care cele două traiectorii sunt foarte împreună, foarte, erorile sunt foarte mici, dar după o perioadă deja ele sunt divergente și înseamnă de fapt că sistemul devine nepredictibil. Deci este predictibil doar într-o singură zonă, în așa numitul orizont temporal. Deci orizontul temporal este intervalul de timp în care se poate aproxima un sistem cu acest mod de abordare care se numește un sistem newtonian clasic. În afară orizontul temporal, nu. Și atunci, de exemplu, numai cunoașterea acestui orizont temporal devine foarte important, chiar dacă nu fac mai mult atât. Pentru un sistem dat, dacă reușesc să determin că pot să fac predicție și pot să folosesc matematica clasică, dacă intervalul de timp cu care studiez evoluția unui fenomen de 2 săptămâni, eu zic că e un lucru foarte important. Pentru că orice încercare de a extrapola ce se întâmplă peste astea 2 săptămâni va fi fără niciun fel de probleme, cel mult statistică. De aceea, de exemplu, înainte, fenomenul social și economic avea stabilitate suficientă ca intervalul ăsta de timp să fie 10 ani și aveam programe de canale. După asta am dat seama că deja e stabilitate și am început să facem programe de 5 ani, programe cincinale. Acum, dacă vreau să fiu cinstit, dau drumul la un proiect, trebuie să fac un fel de feedback permanent și un fel de management dinamic ca să corectez, pentru că viteza cu care evoluăm nu este așa de mare și contextul evoluează așa de repede, încât orizontul temporal poate să fie jumătate de an sau câteva luni. În business chiar contează extrem de mult să știu acest orizont temporal, pentru că în unele situații, stabilitatea în piață a unui produs poate să fie extrem de mică, poate să fie, de exemplu, 3 luni. După care s-a plimisit omul de zona respectivă. Am avut un exemplu concret de genul ăsta. Imaginați-vă un obiect de plastic, ca un fel de mânuță, foarte fină, ca parcă era o sticlă nea gale, de foarte bună calitate, care înăuntru avea un sistem electronic, era făcut să țină un telefon, exact să stea telefonul, nu să stea pe masă, să stătea în forma asta de mână. Ați văzut că totdeauna înainte de a începe să funcționeze, să înainte apel, există un sunet la radio, dacă aveți un radio alături, înainte un fel de preconectare. Preconectarea respectivă dădea drumul la un mic sistem electronic care cu 3 LED-uri începea mâna aia să se lumineze că va urma un apel. Și s-a anunțat cu câteva clipe înainte că urmează un apel. Un gadget. Pe gadgetul ăsta a fost vândut timp de un singur sezon de iarnă, de jurul Crăciunului, aducând cam în jur de 15 milioane de euro. Numai zona respectivă. După care au vrut alții să repete, au încercat și ei să-l facă și nu a mai cumpărat nimeni nimic. Pentru că nu a mai fost, s-a dus. Deci, orizontul temporal în care pot să fac predicție cât de cât e variabil după fiecare sistem în parte și atunci e o problemă dacă aș avea unelte cu care măcar să pot cât de cât estima această problematică. Și asta mi se pare, în domeniul cercetării economice, foarte importante. Deși multă lume consideră că nu are valoare economică pentru că vor predicția aia de siguranță 100%. Mi se păsau în orice caz acoperită de niște istorii care nu se reproduc din cauza istoriei respective. O altă direcție care vreau să o subliniez, care mi se pare foarte importantă, pentru că de multe ori se spune așa, nu tot ce se măsoară cantitativ contează și nu tot ce contează se poate măsura cantitativ. Este o citată lui Einstein.
care mi se pare foarte interesant. De multe ori este suficient, de exemplu, să știu că, cum să spun, nu mă simt, n-am alt exemplu mai bun, dar sunt multe, le puteți găsi dumneavoastră, nu mă simt frustrat că nu bat deci tu priză. Am înțeles de ce și cu chestia respectivă nu îl caut să fac chestia respectivă. Deci sunt evenimente care odată înțelese, calitativ, nu-i nevoie să te și curentezi, poți să faci așa o altă, de eventual ca experiență. Dar dacă l-ai înțeles, elementul calitativ de multe ori este mai important prin înțelegere decât aplicația lui cantitativă. Deci, cu alte cuvinte, aș discuta un pic într-o gândire în asta numerică, pentru că, de fapt, întreaga discuție despre haos a fost posibilă din cauza discretizării ecuațiilor și modelării pe calculator. Calculatorul, zona numerică. Deci, de aici a început povestea foarte interesantă. Și vreau să vă arăt câteva jocuri de numere, apropo de joc de numere, care, într-un fel sau altul, poate să fie încă interesant ca exercițiu de gândire și care mă desprinde un pic de paradigma clasică și veți vedea, în principiu, cum o să o legăm în cele după de teoria haosului. Păi, să ne uităm în principiu în gândirea veche pitagoreică, simbolic vorbind, când omul încerca să caute niște invarianții, era perioada de dezvoltare a logicii, a logosului, erau analizat foarte fiecare cuvânt, făceau semantică, sofisme, demontarea sofismelor, era o școală aristotelică deosebită. Ei se uitau în zona, cum să spun, naturală, ei aveau ca obiect didactic natura. Și ce remarcați în principiu? Că în zona respectivă, dacă mă uit, lucrurile se schimbă, tot cresc. Crește în formă, dar își păstrează forma. Crește în cantitate, dar își păstrează forma. Forma devine un fel de invariant. Știu că asta este un frunză de știu eu ce, nu mă pot imagine, acolo e de la o frunză de trandafir. Pattern-ul ăla îmi spune ce este. Pattern-ul ăla, celulele de aici se divid aparent necorelat și totuși suficient de corelat ca să păstreze forma. Că o face genetica, că o face genetica, este puțin important cine o face. Important că o face. Și ce au constatat anticii că găutând un invariant? Prin cel mai simplu invariant e raportul dintre cele două. Pitagora i-a spus acestui lucru în număr măsură. Numărul măsură este mulțimea, adică numărul a căror raport dă acest număr, deci mulțimea A supra mulțimea B, care dă numărul măsură 2, de exemplu. Dacă este 4 pe 2 sau 8 pe 4, nu contează, orice număr divizat astfel încât se dea 2, se numește numărul măsură 2. Deci, în caz de față, raportul A pe B rămâne constant. Deci, el devine un invariant extrem de interesant, deci proporția și raportul devin niște elemente care au fost, într-un fel sau altul, din ce în ce mai discutate. Asta, dacă mă uit la nivelul calitativ, în principiu, dacă vreau să văd și cât de grea e, și cât de mare, sau dacă vreau să văd, eventual, ce valoare are, dacă ajung și la nivelul cantitativ, în sensul de valoare numerică sau valoare chiar financiară, am nevoie de a face niște măsurători. De aceea, și dintr-o începe, de fapt, cum zicea și Șervan, de acolo se poate măsura. Ce are însemna să măsori? Că aici, de exemplu, nu am nevoie să măsori. Poți să faci, copilul face distinție între obiectele astea fără probleme. El le învață întâi calitativ. Când am probleme? Când încep să doresc să fac o diferență calitativă între astea două. Care e mai mare? Ce greutate au sau ce suprafață de vopsea am nevoie? Când pun întrebări cantitative, atunci am nevoie deja de o altă abordare. Am nevoie să determin cifra asta. Să atașez o măsură. Cifra respectivă e o măsură. Ce sistem de numerație măsurăm, dacă contează sau nu contează, e o poveste iarăși foarte interesantă și merită discutată. Și atunci, dacă ne uităm, pentru noi a rămas foarte clară numai ideea de cifră. Pentru antici, cifra nu era, numărul nu era cifră. Cifra era doar una din proprietățile numărului. Numărul era o categorie. O categorie filozofică ca un fel de etichetă pe o mulțime sau o etichetă, un fel de număr cardinal. Era de cu tot o altă factură problema respectivă. Și, între timp, numerele în evoluția lor, ca și mulțime, au fost notate, interesant. Numere naturale, întregi, fracționale, raționale, iraționale, complexe, transcendente, numai așa ca interesantă, cum să spun, atribuirea unor etichete pe niște colective de numere, care sunt convins că, dacă mergem puțin mai aprofund, o să vedem că nu sunt chiar degeaba asociate așa. Esențial este că, într-un fel sau altul, avem niște numere care ne-au dat o ordine de numărare, de exemplu, din verde șiruri, cum ar fi Fibonacci sau altele. Dar ce unde vreau să ajung este cam în felul următor. Că a fost la un moment dat un mod de abordare neașteptat. Într-o reprezentare clasică, matematică, când vreau să realizez la un moment dat, de exemplu, să scriu matematic un cerc, ce fac? Scriu o funcție de genul ăsta, care reprezintă modul în care există locul geometric al punctelor care respectă funcția de aici și o intersectez cu un plan, de exemplu, cu z egal, nu știu, cu asta, cu o anumită cifră.
Și apare unul din cercurile de aici. Deci, cum îl tai? Cantitativ. Cu Z egal cu 17, Z egal cu 19. Cu o valoare bine dată. Calculatorul a permis o joacă foarte interesantă. Și a zis așa, domnule, nu mă uit la cantitate, ci mă uit la calitatea unui număr. De exemplu. Adică, mă uit dacă partea întreagă a numărului Z este par sau impar. Sau dacă este divizibil cu 3. Modulul N, în general. Deci imaginați-vă ceva de genul ăsta. Iau un X, iau un Y, calculez conform formulei Z, este X pătrat plus Y pătrat, așa e formula, că așa am ales-o eu, faci o cifră, dacă ăsta e X, ăsta Y, cifra respectivă iau partea întreagă, 288, și constat acum că 288, următorul va fi mai mare și mai mare, funcția, valoarea în sine tot crește, dar dacă este modulul 2, adică par sau impar, este, se verifică numai ultima cifră, dacă este divizibilă sau nu cu 2. Deci, cu alte cuvinte, nu contează cantitatea numărului de aici. Contează numai ultima cifră, prin criteriul de divizibilitate. Deci, cu alte cuvinte, verific și fac o lege. Dacă este par rezultatul de aici, până în punct. Adică mă intersectez cu condiția mea logică. Dacă nu este par, nu mă intersectez și nu cu niciun punct. Și ce fac? Explorez planul ăsta cu ajutorul acestei relații deja de booleană, de logică, da sau nu. Deci fac cumva o tranziție dintre ceva continuu, cantitativ, cu un criteriu de discriminare, da, nu, care vă duce în cele din urmă într-o zonă mai informațională. Foarte interesantă numai acest moment de operație. Nu știu dacă pot să sugerez cât de important este filozofic și mai departe unde duce. Păi uitați-vă, dacă iau aici formula x pătrat plus y pătrat și pornesc și explorez realitatea respectivă, și exact ce m-am povestit, pun un punct dacă rezultatul este par sau impar și explorez toată aria respectivă, este patternul ăsta. Remarcați o ritmologie interesantă în interiorul acestei frecvențe care se tot repete, pentru că, de fapt, numerele merg până la 10 unități, ele cresc, dar în spate există